RCA, pentru că președintele ASF Alexandru Petrescu a spus în exclusivitate că este ultima plafonare a acestor polițe, după care nu se va mai interveni, iar prețul lor ar putea să crească sau să rămână acum unde este aici. A fost necesară această ultimă prelungire pe care noi o discutăm cu Ministerul de Finanțe și în tot acest timp operăm aceste schimbări și la legislație, umblăm și la legislația secundară și la seturile de documente, de ghid, de recomandări care să ne permită în momentul în care ieșim în piață liberă după sfârșitul ianuarie să fim într-un mod controlabil, din perspectivă benignă, să controlăm piața de asigurări și, în principiu, plețul. Noi, în culise, după cum sunt sigur că cel puțin la fel de bine cunoașteți, am operat o serie de amendamente foarte importante la legea 132, posibilitatea plății în rate, vorbim de opțiunea de a suspenda efectele poliței RCA pentru cei care conduc sezonier.